Bună ziua, dragii mei! În episodul de astăzi continuăm aventurile unicornilor cu încă 3 povești minunate. Dacă nu ai văzut primul episod, îți las un link în descriere. Oare ce s-a întâmplat cu cartea magică din bibliotecă? Ce prieten nou și-a făcut fetița căreia nu îi plăceau unicornii? S-a împrietenit prințesa cea mofturoasă cu unicornul? Dar înainte de a afla răspunsul la aceste întrebări, nu uita să lași un like acestui video. Iar dacă nu te-ai abonat încă, acum este momentul să o faci. Pentru tine este gratis, iar pe noi ne motivează să continuăm. Haideți să începem minunatele aventuri ale unicornilor. Cartea magică. Regele era alergic la două lucruri. La paietele pe care regina le presăra peste tot, de la podea până la tavan, pe toate rochile și pantofii săi, și la unicorn, pe care micuța prințesă îi iubea din tot sufletul și pe care ar fi vrut să-i vadă peste tot. Pe posterele de pe pereții camerei sale, pe ghiozdan, pe hainele sale și pe agrafele cu care își prindea părul. Toate acestea îi provocau regelui niște migrene puternice, așa că se retrăgea în biroul său pentru a discuta cu miniștrii săi despre finanțe, politică și alte chestiuni importante, dar care nu interesează pe nimeni. Într-o dimineață, la micul dejun, ministrul apărării dădu busna în salonul regal, anunțând că gnomii împuțiți atacă regatul. Ei, poftim, oftă regina, în timp ce își pudra iaurtul cu sclipici. S-a zis cu ceea ce părea să fie o dimineață liniștită. Vestea era cu adevărat una îngrijorătoare, fiindcă tot ce atingeau gnomii împuțiți putrezea pe loc. Aceștia erau vestiți pentru că poluau apele râurilor și lacurilor și făceau ca fructele să cadă din copaci, iar florile să se ofilească pe loc. Mirosul respingător pe care îl împrăștiau era greu de suportat, iar vânturile lor otrăvite îi puteau adormi chiar și pe cei mai viteși și mai vigilenți soldați pentru câteva zile. Totuși, regatul avea o armă secretă. În biblioteca palatului veche, de secole, exista o carte magică din care puteau ieși la nevoie animale mitice. E singura noastră șansă, majestate! Putem să folosim formula magică pentru a chema dragonii? Nici să nu te gândești! Îi spune regina furioasă. Ultima dată când au ieșit, au ars jumătate din palat și mi-au distrus toate paietele. Atunci, am putea să scoatem uriașul? El ar putea să îl zdrobească pe gnom. Cât ai zice pește? A, nu, îl opri regele. Anul trecut mi-a mâncat toată rezerva de bomboane. Pofta lui de mâncare a golit cămara palatului. Ei bine, majestate, atunci chiar nu știu ce să mai zic. Cum nu e sezonul potrivit pentru a face să apară șarpele curcubeu, nu ne mai rămâne decât unicornii. Sunt atât de frumoși și miros atât de bine încât ar fi arma perfectă împotriva gnomilor. Niciodată, urlă regele, aproape sufocându-se de furie. Privește ce ai făcut, îi spugni regina. Acum îmi va trebui o zi întreagă ca să-l calmez. În timp ce mica prințesă, care reținuse din toată conversația doar cuvântul unicorn, urcă în grabă patru câte patru treptele care duceau în turnul palatului și se furișă în bibliotecă. Nu-i fu greu să găsească ceea ce căuta, și anume cartea magică. Era singura pe a cărei copertă scria a nu se deschide niciodată. Pe paginile ei descoperi tot felul de creaturi fantastice, una mai ciudată și mai înspăimântătoare decât alta. Apoi, la pagina 723, găsi în sfârșit unicornii. Prințesa rosti formula magică. Dragii mei unicorni fermecați, veniți de grabă și mă ajutați. Afară se auzi un zgomot și, în timp ce regele scutura din cap și repeta disperat, nu, nu, nu! Sute de unicorni în culori incredibil de frumoase, pudrați cu paiete aurii strălucitoare, înconjurară gnomii, care dispărură unul câte unul,
scrâșnind din dinți și lăsând în urmă o dâră verde de fum. Văzând atâta grație, frumusețe și paiete colorate, regina propuse ca unicornii să rămână în regat pentru totdeauna. Surprinsă de propunere, mica prințesă nu știa pe care să-l mângâie mai repede. "Spune da, tati, te rog!" imploră ea privind spre rege. "Îți promit că voi fi cea mai cuminte fată de acum înainte." Regele se văzu nevoit să accepte și să-i dea dreptate. Unicornii chiar erau grozavi. Așa se face că, începând din acea zi, aceștia deveniră mascota regatului. Regele însuși purta cu mândrie o pijama cu unicorni. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Nu-mi plac unicornii. În orașul unicornilor, toată lumea iubea fantasticele creaturi care dădeau și numele acestei așezări. Casele erau pictate în roz, iar hainele erau împodobite cu paiete, ca un omagiu adus oamenilor uimitoare ale acestor animale magice. Copiii mergeau la școală călare pe unicorni, cu care își petreceau apoi și după amiezele jucându-se în parc. Exista totuși o excepție, o fetiță care nu le împărtășea deloc entuziasmul și pasiunea. Cleo, căci despre ea este vorba, nu suporta culoarea roz. În plus, nu-i plăceau nici hainele împodobite cu paiete, fiindcă îi provocau mâncărimi de piele și scripeau prea tare în întuneric. Cât privește orașul, fata avea impresia că locuiește în mijlocul unei uriașe și strălucitoare acadele. Într-o zi la școală, învățătoarea le ceru copiilor să scrie o poezie în care să descrie dragostea lor pentru unicorni. Toată clasa izbucni în complimente și epitete. Sunt atât de dulci, de buni, de frumoși, de delicați, de amuzanți. Într-un târziu veni și rândul lui Cleo să citească poezia. Plictisită de atâta laude și dulcegării, fata se ridică în picioare și spuse sec și răspicat: "Mie nu-mi plac unicornii." Toată clasa rămase cu gura căscată. Atât învățătoarea, cât și copiii erau de-a dreptul șocați. Din fericire, clopoțelul sună și ora se sfârși. În drum spre casă, Cleo se gândi să facă un ocol prin parc. Se așeză pe o piatră, la umbra unui copac, și privi plictisită cum colegii ei se joacă veseli cu unicornii. Deodată, un foșnet o trezi din visare. Chiar lângă ea, într-un tufiș, dădu cu ochii peste un unicorn. Contrar așteptărilor și spre deosebire de confrații săi, acesta avea o coamă neagră, cu șuvițe albastre. Aerul său, ușor bosuflat, smulse un zâmbet de pe buzele lui Cleo, care nu mai văzuse niciodată un unicorn morocănos. "Salut!" zise fata, apropiindu-se de intrusul cel ciudat. "Numele meu e Cleo. Nu te joci cu ceilalți?" "În niciun caz," răspunse unicornul clătinând din cap. "N-am chef să sar încoace și încolo și să mă joc leapșa cu o mulțime de copii gălăgioși, îmbrăcați în roz și plini de paiete." Cleo izbucni în râs. Era pentru prima dată când auzea astfel de vorbe din gura unui unicorn. "Nici mie nu-mi place rozul," spuse ea râzând. "De altfel, toată lumea consideră asta ca fiind ciudat, dar eu sunt de părere că nu ar trebui să-i obligăm pe ceilalți să aibă aceleași preferințe ca noi. E bine să avem propriile gusturi." "Ai perfectă dreptate," o aprobă unicornul. "De fapt, mi se pare că ești foarte cool pentru o mică creatură umană." "Mă numesc Cerneala Nopții și dacă vrei, putem face o plimbare împreună."
Cleo acceptă cu plăcere invitația. Cei doi amici petrecură după amiază încântătoare, râzând și povestind. În plus, descoperiră că au o mulțime de lucruri în comun. Sosi apoi timpul ca Cleo să se întoarcă acasă. "Ce-ar fi să ne vedem și mâine?" propuse ea. "O să-ți aduc fursecurile mele preferate, cu fulgi de ciocolată despre care ți-am povestit." "Cum să nu? Mi-ar plăcea." Și iată cum, deși nimeni nu ar fi crezut, Cleo și cerneala nopții deveniră cei mai buni prieteni din lume. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Prințesa cea superstițioasă. Ca în fiecare dimineață, prințesa Olivet se trezi bosuflată. Dădu vreo 3 ture de cameră, învârtindu-se agitată în jurul patului. Apoi își puse halatul și coborâ în salon ca să ia micul dejun. În timp ce citea știrile din gazeta locală, proaspăt ieșite de sub tipar, află cu stupoare că în regatul ei tocmai își făcuse apariția un unicorn albastru. Vestea aceasta o derută peste măsură. Asta pentru că, așa cum un paianj înzărit înainte de culcare o făcea să aibă coșmaruri, iar zahărul pus în ceașcă înainte să toarne ceaiul atrăgea pierderi financiare și chiar faliment, albastrul prevestea nenorociri și tot felul de boli. Superstițioasa prințesă interzisese de foarte mult timp această culoare și, oricât ar fi căutat ochișorii voștri drăgălași prin regat, nu ar fi găsit nici măcar o urmă de albastru. Olivet își petrecu toată ziua punându-și o mulțime de întrebări. Își frământă atât de mult mintea încât o apucă durerea de cap, așa că se grăbi să îl acuze tot pe bietul unicorn că îi pune în pericol sănătatea. Peste tot în lume, sosirea unui unicorn ar fi fost un motiv de bucurie, acesta fiind întâmpinat cu tot felul de festivități și onoruri. Aici însă, toată lumea își făcea cruce cu degetele de la picioare pentru a nu se întâlni cumva cu nedorita creatură. Oare n-ar fi fost mai bine să-l alunge? După ce analizând de lung toate posibilitățile, Olivet decise că unicornul poate să rămână în regat, dar cu o condiție. Așa că îi făcu o invitație călduroasă și, în timp ce musafirul savura liniștit un coș cu mere verzi și zemoase, pictorul palatului îl vopsi în verde, culoarea care îi insufla speranță, viață și reînnoire. După ce această misiune fu dusă la bun sfârșit, toată lumea răsuflă ușurată și viața reveni la normal. Într-o bună zi, prințesa pregăti un picnic în poieniță, dorind să se bucure de natură. Nici nu se instalase bine când văzu că cerul se acoperă de nori negri. O furtună teribilă începu în scurt timp. Olivet, abia dacă apucă să arunce sare peste umeri, potrivit obiceiului, că imediat fu doborâtă de o rafală puternică de vânt. Fulgerele brăzdau cerul, iar tunetele răsunau până departe. Prințesa se tot întreba ce făcuse greșit sau ce uitase să facă dintre toate ritualurile sale zilnice de a trăsese asupra sa o asemenea nenorocire. Deodată, văzu cum unicornul vine spre ea. Imediat ce ajunse aproape, acesta ridică aripile și o acoperi, pentru a o proteja de ploaie și de vânt. Când în sfârșit furtuna se opri, unicornul lăsă aripile în jos, iar prințesa descoperi că ploaia spălase toată vopseaua verde de pe ele, lăsând la vedere un albastru închis, intens. Olivet simți că îi se face rău. Căută cu privirea un semn norocos care să o ajute să-și revină, o poburuză, un trifoi cu 4 foi, dar nu văzu nimic. Între timp, soarele reveni pe cer, făcând să strălucească toate picăturile de apă rămase pe frunze și flori. Unicornul albastru era atât de frumos încât îți tăia respirația, cu coama sa lungă și strălucitoare și cu cornul său încrustat cu safire prețioase. Până și prințesa recunoscu în cele din urmă că nu mai văzuse niciodată ceva atât de frumos. Spre surprinderea ei, această descoperire îi umplu inima de bucurie. Se pare că sosise timpul pentru câteva retușuri în Marea Carte a Superstițiilor.
Unicornul albastru fu primit cu căldură, îndrăgit și adorat de toată lumea din regat. Cu atât mai mult cu cât nu aduse cu sine numai bucurie, ci și libertate, până acolo încât nu se mai mira nimeni văzându-l cu un rumega tacticos paginile marii cărți a superstițiilor, între două coșuri cu mere roșii, zemoase și parfumate. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante!